Parohia Sfântul Ilie din Huș și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul. În ziua hramului, credincioșii din comunitate au primit binecuvântare din partea preasfințitului părinte Antonie, episcop de Bălți. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre viața marelui proroc Ilie Tezviteanul. În primul rând, învățăm credința lui puternică, o credință de nezdruncenat, o credință care alimentează un curaj să apere adevărul, un curaj care îl determină să meargă în fața regelui, riscând într-un fel cu viața, dar este credința care dă putere și dă curaj. Nu întâmplător, la schimbarea la față, pe muntele Tabor, apar și Moise și Ilie. Și exegeții Scripturii spun că au apărut acești doi profeți arătând ce calități trebuie să aibă apostolii. Pe de o parte, să aibă blândețea lui Moise, pe de altă parte, să aibă credința puternică și hotărârea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Deci Ilie rămâne un exemplu de misionar, de propovăduitor a cuvântului Dumnezeu. La finalul Sfintei Liturghii, preasfinția sa a oferit părintelui paroh Vladimir Beregoi o candelă a Unității Naționale, care va arde în biserica din Huș pentru unitatea românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Vă mărturisim că începând cu joi seara, aici în biserica noastră s-a deschis șirul unor sărbători frumoase, în cinstea sfinților care sunt prietenii lui Dumnezeu. Și joi seara l-am avut în mijlocul nostru pe părintele nostru, episcop Ignatie, care a slujit pe cernia cea mare cu litia, în cinstea Sfântului Cuvios Serafin de Sarov, a căror moaștere am cinstit ieri în 19 iulie. Și spuneam ieri la Sfânta Liturghie că sfinții sunt prieteni și vor să ne împrietenească și pe noi unii cu alții și noi să ne împrietenim cu sfinții, ca la rândul nostru să ajungem prieteni lui Dumnezeu, sfinții casnicii lui Dumnezeu. Și iată ce frumos, sfinții care sunt prieteni se sărbătoresc unul după altul. În 19 iulie am cinstit pe Sfântul Serafin de Sarov, iar astăzi pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, Hramul cel Mare. Biserica Sfântul Ilie din Huș este cea mai nouă biserică din municipiu, fiind construită după anul 2000. Sfântul Lăcaș îi mai are ocrotitori pe Sfântul Serafim de Sarov și pe Sfântul Arhidiacon Ștefan.